Autoritățile comunei Sălășene Pericei s-au mobilizat pentru prevenirea accidentelor de circulație. Polițiștii din localitate coordonează circulația dimineața și la prânz pentru a-i feri pe copii de accidente. Autoritățile locale consideră măsura ca fiind necesară, având în vedere numărul mare de accidente de pe acest drum. Ne aflăm în fața școlii, pe lângă drumul național 1H, pe acel sector unde, din păcate, săptămâna trecută s-a întâmplat o nenorocire, un copil a fost călcat chiar pe trecerea de pieton și acum dăm seama în ce pericol sunt copiii noștri în fiecare zi, dimineața când traversează și după masă când traversează drumul național 1H. În urma modernizării acestui tronson, abia acum dăm seama că am făcut o misiune, că totul a ieșit destul de bine în sectorul comunei Pericei, dar am omis ca să proiectăm și să executăm o subtraversare al drumului național ca să-și asigurăm intrarea și ieșirea copiilor din școală, în așa fel să nu periclităm circulația și să nu creăm ambuteiaje pe acest sector al drumului național. Lumea spune că trebuie spuse indicatoare, trebuie diminuată circulația, dar noi autoritățile parcă suntem între oameni și lege. Noi avem un deziderat că trebuie să fluidizăm circulația, nu ca să creăm ambuteiaje. Deci cei care ies pe drum și doresc să călătorească, au ieșit din casă și au pornit la drum cu gândul cât mai repede să ajungă la destinație. Deci aici vine responsabilitatea autorităților de a găsi aceea cale de mijloc, siguranța cetățenilor și fluidizarea circulației în așa fel ca trecătorii să ajungă cât mai repede la destinația, neconsumând exagerat combustibil, nepoluând în localitățile noastre aerul, pentru că fiecare ambuteiaj, fiecare blocare a circulației, corelativ are și poluarea mediului. Pentru fiecare primar sau administrator public, cel mai de preț trebuie să fie cetățeanul, siguranța cetățeanului și nu vorbesc de copii. Viziunea Consiliului Local și al Primăriei Pericei, noi mai asemănăm școala cu trezorăria, cu băncile, deci averea noastră și averea unei comunități sunt în școli, în grădiniță și ca și în fiecare familie, că cel mai scump este copilul și după aceea alte valori ale familiei. Cu acest gând am inițiat și acea campanie de a sensibiliza copii cum să circulă cu bicicleta, de a sensibiliza trecătorii, într-adevăr, să aibă grijă de copii, pentru că sună foarte urât ca să nu permitem copiilor să iasă în stradă, să închidem în casă. Din potrivă, am ajuns la acea concluzie că trebuie să scoatem copiii din casă, de pe lângă calculator, de pe lângă televizor, ca să se socializeze, să cunoască natura și să crească în preajma oamenilor și în natură.